Fiziologia sistemului excretor. Rinichii îndeplinesc în organism următoarele funcții: funcția de excreție prin formarea și eliminarea urinei, funcția reglatoare intervenind în homeostazia hidroelectrică prin controlul exercitat asupra diurezei și în homeostazia acidobazică prin eliminarea sau reținerea acizilor și a bazelor. Rinichii asigură și echilibrul metaboliților azotați, uree, creatinină, acid uric, rezultați în metabolismul aminoacizilor, proteinelor și al acizilor nucleici. O altă funcție îndeplinită de rinichi este funcția endocrină. Rinichiul secretă renina, prostaglandinele și eritropoietina. Renina este produsă de către aparatul juxtaglomerular. Are acțiune vasoconstrictoare hipertensivă. Prostaglandinele sunt produse în zona medulară renală și au acțiune asupra fluxului sanguin. Eritropoietina se formează prin transformarea unei proteine hepatice în prezența unei enzime renale, eritrogenina. Eritropoietina intervine în hematopoieză. Referitor la funcția endocrină, rinichiul reprezintă și locul de acțiune al aldosteronului. Intervine de asemenea și metabolismul insulinei, glucagonului și al aldosteronului. Are și o acțiune de activare a vitaminei D. Funcția de excreție a rinichiului: formarea urinei. Urina se produce la nivelul nefronului prin trei procese fundamentale: ultrafiltrarea glomerulară, reabsorția și secreția tubulară. Ultrafiltrarea glomerulară se realizează la nivelul glomerulului nefronal. Capilarele glomerulare prezintă por de dimensiuni mari. Ele sunt numite și capilare fenestrate. Această structură permite trecerea selectivă din sânge în capsula Bowman, atât unor substanțe utile organismului, cum ar fi glucoză, aminoacizi, săruri minerale, cât și unor substanțe nefolositoare, ca de exemplu ureea și acidul uric. Nu trec hematiile și proteinele care au molecule mari. În capsula Bowman se produce astfel filtratul glomerular, numit și urină primară. Compoziția urinei primare este asemănătoare plasmei sanguine, de aceea se mai și numește plasmă deproteinizată. Rata de filtrare glomerulară reprezintă volumul de filtrat produs de ambii rinichi per minut. Valoric reprezintă 125 ml per minut, ceea ce înseamnă aproximativ 180 litri per zi. Reabsorpția tubulară se realizează îndeosebi la nivelul tubului contort proximal, al cărui perete este alcătuit din celule care au la polul apical numeroase vilozități ce măresc suprafața de absorpție. Procesul constă în recuperarea unei cantități mari de apă și a altor substanțe utile, ca de exemplu glucoză și aminoacizi, care trec din urina primară în sângele din capilarele peritubulare. Reabsorpția tubulară se realizează prin mecanisme de transport activ și pasiv. Prin mecanisme de transport activ se reabsorb unii aminoacizi, glucoza, vitamina C, vitamina B12, acidul uric, ionii de bicarbonat, natrium, potasiu. Prin mecanisme de transport pasiv se reabsorb apa, ureea și clorul. Apa se reabsoarbe în tot tubul nefronal, dar îndeosebi la nivelul tubului contort proximal, acelui distal și la nivelul tubului colector, ultimul neaparținând structurii nefronului. La nivelul tubului contort proximal se reabsoarbe 80% din apa filtrată. Reabsorpția apei și a sărurilor minerale la nivelul tubului contort proximal se produce astfel. Ionul de natriu trece activ din lumenul tubului nefronal în capilarele peritubulare. Ionul de natriu din sângele peritubular
creează o diferență de sarcini electrice pe cele două fețe ale tubului, ceea ce determină atragerea ionului de clor în capilarele peritubulare. Ulterior, ionii de natriu și clor formează moleculele de clorură de natriu care atrag apa în capilare în mod pasiv. La nivelul ansei Henle, ramura descendentă pătrunde în medulara renală. Mediul hipertonic din zona medulară determină trecerea în mod pasiv a apei din tubul nefronal în interstițiul renal. Din ramura ascendentă a ansei Henle, situată în corticala renală, ionii de potasiu, natriu și clor trec în interstițiul cortical. Ionii de natriu și clor formează moleculele de clorură de natriu, ce se acumulează în zona medulară, determinând hipertonicitatea, iar la nivelul tubului nefronal determină o concentrare a urinei. Acest mecanism complex de concentrare a urinei se numește mecanism contracurent. La nivelul tubului contort distal se reabsorb cantități mici de apă, sare, bicarbonați. Secreția tubulară se realizează preponderent la nivelul tubului contort distal. Secreția tubulară este procesul prin care anumite substanțe din capilarele peritubulare trec în lumenul tubului nefronal. Secreția tubulară se realizează prin mecanisme active și pasive. Activ ionii de hidrogen, pasiv ionii de potasiu, bazele și acizii slabi. Se secretă și amoniac, acid uric, creatinină, unele medicamente ca de exemplu penicilina. Secreția ionilor de hidrogen se realizează mai ales la nivelul tubului contort proximal, iar a ionilor de potasiu la nivelul tubului contort distal. Amoniacul se produce în tubul contort proximal și se secretă sub formă de clorură de amoniu. Amoniacul rezultă în urma descompunerii glutaminei în prezența unei enzime numită glutaminaza, care este produsă în tubul contort proximal. Prin procesele de reabsorbție și secreție tubulară, se formează în tubii contorți distali și colectori urina finală, care valoric reprezintă 1,5-1,8 litri per zi. Urina are în compoziția sa aproximativ 95% apă, restul de 5% fiind reprezentat de substanțele solide dizolvate în aceasta. Substanțele solide dizolvate în apă sunt ureea, acidul uric, creatinina, ionii de hidrogen, potasiu, natru, magneziu, calciu, clor, fosfații, sulfații, corpii cetonici și pigmenți, dintre care amintim urobilinogenul. Ureea, toxică pentru organism, se produce în ficat în metabolismul aminoacizilor. Acidul uric este format în metabolismul acizilor nucleici prin degradarea nucleozidelor purinice. Corpii cetonici sunt produși ai metabolismului lipidic. Creatinina rezultă în urma degradării creatinei musculare. Prezența în urină a hematiilor, hematuria, este cauzată de infecțiile tractului urinar, ale nefronilor, de litiaza renală, de creșterea în volum a prostatei, de tumorile maligne sau de administrarea unor medicamente. Reglarea activității renale se realizează prin mecanisme nervoase și umorale. Reglarea nervoasă este realizată pe cale vegetativă. Sistemul nervos vegetativ simpatic, prin nervii splanchnici, determină vasoconstricția arteriolelor aferente, având ca efect scăderea diurezei. Sistemul nervos vegetativ parasimpatic, prin nervii vagi, determină vasodilatația arteriolelor aferente, având ca efect scăderea reabsorbției tubulare. Reglarea umorală se realizează la nivelul tubilor nefronali. Vasopresina este produsă de către hipotalamus și depozitată în neurohipofiză. Secreția vasopresinei este stimulată de scăderea presiunii arteriale, de creșterea concentrației ionilor plasmatici cauzată de deshidratare. Vasopresina, la nivelul tubilor contorți distali și ai celor colectori, determină creșterea reabsorbției apei, având ca efect scăderea volumului urinei eliminate, urina devenind mai concentrată.
asupra sângelui, vasopresina, are efect hipervolemic, determinând creșterea tensiunii arteriale. Aldosteronul, un mineralocorticoid secretat de către cortico suprarenală, la nivelul tubilor contorți distali, stimulează reabsorbția natriului și excreția potasiului. Rinichiul, la nivelul aparatului juxtaglomerular, secretă renina, care acționează asupra unei globuline din plasmă și țesutul, angiotensinogenul. Angiotensinogenul este transformat în angiotensină 1, care enzimatic formează angiotensina 2. Angiotensina 2 este cel mai puternic vasoconstrictor și stimulator al secreției de aldosteron. Hiposecreția de aldosteron determină apariția bolii Addison. Hormonul natriuretic, secretat de inimă, inhibă atât secreția de renină, cât și secreția de vasopresină. Parathormonul stimulează reabsorbția de calciu și natriu și eliminarea fosfaților. Hormonii tiroidieni stimulează diureza. Micțiunea este actul reflex de evacuare a vezicii urinare, a căror centri nervoși sunt localizați la nivelul cortexului și în măduva spinării, L1-L2 pentru sistemul nervos vegetativ simpatic și S2-S4 pentru sistemul nervos vegetativ parasimpatic. Urina, formată în tubi nefronali și colectori, trece în papilele renale, calice, apoi în pelvis. De aici, urina este transportată de către uretere în vezica urinară, unde este depozitată temporar. La un volum de urină de 300-400 ml, presiunea intravezicală crește, are loc distensia peretelui vezical, ceea ce stimulează baroreceptorii de la acest nivel. Influxurile nervoase generate sunt transmise pe cale aferentă la centrii medulari lombari. Fibrele eferente postganglionare simpatice alături de fibrele hipogastrice conduc cu un mes de relaxare la musculatura vezicală și cu un mes de contracție la sfincterul intern neted. Impulsuri declanșate de distensia peretelui vezical sunt transmise prin nervii rușinoși și la centrii medulari sacrali, iar în final ajung la centrii corticali. Dacă e posibilă efectuarea micțiunii, eferențele, reprezentate de nervii pelvici și nervii rușinoși, determină contracția musculaturii vezicale și relaxarea sfincterului extern somatic. Micțiunea este facilitată de mușchii abdominali și diafragmă.